Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Liniște în platou. Mă, greierele, mă, greierele de casă, era cu greieraș. Nici nu știam că am curtea plină de mâncare. De proteine. Da, deci a treia insect aprobată ca aliment. Presupun că n-am mers cu primele două. Sau poate că acum se trece la diversificare. Mai erau, deci anul trecut, în Uniunea Europeană s-a dat aprobare pentru vierbele galben uscat. Și în luna noiembrie pentru lăcusta călătoare. Eu nu înțeleg dacă viermele galben uscat este el uscat, cum aveam eu colegul ăla de clasă, îi ziceam uscatul, că era slab. Așa. Deci e un vierme galben mai slăbuț, așa mai uscat. Sau? Sau este uscat, e procesat uscat, ca să nu fie... Știu eu că cred că e uscat... Post. Dă slab. Da. Dă slab ce e el. Da. Eu în armată, noi primeam vierme galben, dar nu era deloc uscat, în fasole. Mult. Proteină, era fiert. Băi, aveați carne. La început era mai greu, după care de foame, știi ce, n-avea nicio treabă. Cu lăcusta călătoare, la mine încă n-a avut oprire, dar vierbe galben cred că am consumat. Nici nu prea am mai călătorit în ultima perioadă, au fost restricții. În cazul greierului de casă, autorizația de consum este valabilă atât sub formă congelată, uscată și pudră. Deci, multiple sortimente în comerțul nostru capitalist. Eu sunt foarte curios la ce raion o să-i găsim la supermarket pe greierii respectiv, ca să știu pe unde să nu mai trec. Să de nu... ce, mă? Eu am mâncat. Ce? Greiere. Ei sunt, da. Ai gătit, trăit. Nu, adică nu că am înhăpăit unul așa? Prin grădină. Toți copiii au mâncat, gândece-i. Nu, 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 am mâncat, când am mâncat și lăcuste, ți-am zis că atunci am... Ai luat tot sortimentul. Eu am fost acum niște ani... platouași. Da, în Thailanda. Auzi? E un cartier chinezesc. Dar tu cu atât de puțin bani te-ai dus totuși în Thailanda ca trebuie să mănânci insecte. N-aveai și tu bani de un pad thai, de un ceva corect? Cred că a fost la o nuntă și i-au sărit. Era un târg de noapte chinezesc. Și n-ai văzut prea bine. Un street food de noapte, știți cum e asta? Da. Adică să poți să mănânci și ziua și noaptea. Și noaptea. Fent. Și era o mamaie. Adevărat. Cu o tarabă. Nu mai am doi greieri, ia-i pe ăștia. O tarabă cu... Să plec și eu acasă. Da, era prim... Avea tot. Avea vreo 8 sortimente de insecte și scorpion. Scorpion negru. Și eu atunci... Și zicea că sunt comestibili. Și am zis, puneți-mi din toate, vă rog. Dar ai remarcat că nu cumpărau decât farangii? Adică străinii? Nu. Adică n-am fost atent la aspectul ăsta. Aia cred că râdea, hai că mă duc mai fraieziște. Nu mă, că erau, știi ce frumos, erau puse pe căprării. Păi. Și corect gătite în baie de ulei. Dar erau de captură sau de crescătorie? Nu știu ce să zic. Serios. Și nu știu dacă am mâncat vierme galben, nu cred. De la... Dar ce ai mâncat? Păi am mâncat sigur, sigur, lăcustă și greiere, 100%. Vine rău. Ceva ca o... Să nu mai mănânci din ceva... aceeași farfurie cu mine. Ceva ca o cicadă, așa arăta. Un gând de cel mai mare, cu aripi. Am mâncat ceva larve, alea au gust de halva. Lăcusta are gust de iarbă, e cea mai bună, recomand. Greierele și ele, greierele zici că mănânci semințe. Bine, repet, mama ele prăjise pe toate în baie de ulei. Da? Picanța fi orice acolo. Toate erau crocante. Cărăbușa ai încercat? Nu. Și e greu cu scorpionul. Cu scorpionul mai bine nu. Asta recomand să nu... Băi, nu, eu n-am reușit. Carapacea e tare să și e... fiu cinstit, nu am reușit. Adică am văzut că se mai... N-am văzut acest asortisment, am văzut numai lăcuste. N-am putut să mă apropie. Asta e viața. Deși sunt deschis la diverse gusturi, la insecte, nu m-am putut apropia. Domnule, foarte bune. Da. Ăsta e viitorul. Tu trebuie să te faci... Vezi că se angajează în Adelaide, în Australia, cum ar veni. Asta notează pentru dublu sau nimic, okay. Doar veni. Așa. Deci, universitatea, cercetătorii de la Universitatea din Adelaide recrutează degustători de insecte comestibile. Deci, asta e pentru tine aici. Eu sunt. Testările vor avea loc în campusul universității, martie și aprilie, mai puțin timp. Participanții... Ce bani? Nu știm, dar știm ce se dă. Deci, participanții vor fi rugați să descrie ce textură, gust, arome au următoarele. Yeah. Viermii de făină, grerii, lăcustele, furnicile tiranice și furnicile verzi. Deci îți dă furnici tiranice de păpat. Eu cu viermele de făină acolo nu... Nu, dar la furnici tiranice te-ai băga? Da, nu. Da, dar de ce nu se bagă ei cercetătorii, mă? Adică cercetătorii, știi, ei au tot soiul de idei de genul ăsta, de ce nu experimentează ei?
să încerci ei furinică tiranică. Nu prea mănâncă. Nu prea mănâncă. Da. Și altă problemă. De unde știm că știu să gătească corect? Că trebuie să aibă și un șef. Adică trebuie să te și pricepi, mă frate. Cu de unde? Adică furnică tiranică la sous vide, știi ce faci? Corect. Ce mâncăm aici? O tocană de furnici tiranice. E important. Uite, dacă domnul Zaf n-aș avea încredere să-mi gătească furnică tiranică. Dar la domnul Luca... O bagă în omletă eu. Cred că... Da, asta e obiectivul. Descrierile colectate vor ajuta realizarea unui vocabular și a unei roți senzoriale pentru a reprezenta diferitele senzații produse de experimentarea unui tip de produs alimentar. Înțelegi? Deci asta este un alt mod complicat de a spune, de a stabili cât de tare ți se face scârbă. Pe o roată de la 1 la 10, că fac o roată, înțeleg, nu... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.